În primele 6 luni ale anului 2018 în România au fost înmatriculate 60.068 de autoturisme, în creștere cu 33,5% față de perioada similară din 2017. Aceste date publicate astăzi de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile poziționează țara noastră pe primul loc în clasamentul creșterilor, iar majorarea cu 33% a înmatriculărilor de autoturisme noi vine pe fondul unei scăderi cu 7,31% a înmatriculărilor de mașini second-hand. La momentul actual, piața noastră demonstrează că eliminarea taxelor pe poluare sau a timbrelor de mediu permite mecanismelor economiei de piață să funcționeze. Atingerea unui nivel de saturație al pieței second-hand poate permite și în viitor o creștere constantă a înmatriculărilor de vehicule noi. Cele mai mari piețe din Europa rămân Germania, Marea Britanie, Franța, Italia și Spania.